Salut, dragi prieteni, sunt Andrada Miron, bine ați venit pe canalul meu! În ultimii 2 ani de zile mi-am descoperit pasiunea pentru grădinărit și astăzi curtea noastră din spate arată mai bine decât arăta vreodată. Curtea noastră din față, pe de altă parte, este într-o stare jalnică. Și asta pentru că am făcut de-a lungul timpului câteva alegeri care n-au fost cele mai fericite. Inițial am gândit acest spațiu din fața casei ca o zonă de gazon cu aleea principală care duce la casă și cam atât. După care de-a lungul timpului ne-am dat seama că toată zona asta de verdeață e foarte greu de întreținut, așa că anul acesta în primăvară l-am chemat pe Nea Ilie, meșterul nostru care seamănă cu Super Mario, și a pus niște borduri, a turnat beton și a construit 2 jardiniere supradimensionate în zona asta. După ce meșterii și-au terminat treaba, trebuia să ne ocupăm noi în continuare de zona asta. Însă a trecut toată vara, am avut foarte mult de muncă în partea din spate a casei și n-am mai făcut nimic aici. Acum că a venit toamna, ne-am dat seama că trebuie neapărat să facem ceva anul acesta cu zona asta din față și exact asta o să facem în videoul de astăzi. Am venit la Leroy Merlin să căutăm vopsea pentru ciment. Sper să găsesc aici. Mi-amintesc că am văzut cândva pe cineva cumpărând una chiar în fața mea, nici măcar nu știam că există vopsea pentru ciment. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne ocupăm de buruienile astea. Trebuie smulse cu mare, mare grijă să nu stricăm plasa, după care o să pregătim cimentul pentru vopsit. Voi vedeți, da? Pe ea scrie gri antracit și culoarea de pe capac este cât se poate de gri. Ei bine, pe jos arată cât se poate de albastru. Eu sper din suflet că atunci când se usucă nu rămâne așa, pentru că nu știu cine și-ar dori betonul albastru în fața casei. Noi sigur nu. Dita mai betonul albastru. Da, dita mai betonul albastru. Adică nu e așa o pată undeva micuță. Da, sper totuși că o să arate altfel după ce se usucă. Acum arată chiar ciudat. Acum trebuie să stăm vreo 2 ore aici să păzim ca să nu treacă mâțele, să nu lase urme de lăbuțe și cam eu asta e pentru azi. Da, eu mai trebuie să dau colțurile. De dimineață am comandat o mașină de pietriș, de fapt de piatră concasată, cred că așa se numește. E genul ăla de piatră care se folosește la calea de... la șinile de cale ferată. Acum am așteptat să vină Andrei acasă, pentru că am nevoie de mușchii lui să care tot pietrișul ăsta în curte și am luat și 1 m³ de pământ pentru jardinierele astea să le umple. Mai avem de completat acolo în zona de tuia, unde a săpat cățelul și sunt niște gropi destul de mari. Așa că, da, hai să ne apucăm de treabă! Yeah. Are un chef Andrei? Gata, baby, round 2.
Am terminat... Pe care l-ai mai ușor decât pietrișul. Da. Am terminat cu pietrișul, arată altfel. Doamne, deci nu vine să cred. Nu vine să cred că n-am făcut treaba asta toată vara. Ne-a luat o oră ieri și o oră azi. O oră până acum. Poate ne mai ia încă o oră, maxim. Dar chiar și așa nu vine să cred că am amânat toată vara. Nu știu dacă mai știți... Da, arată super curat. Nu știu dacă mai știți, anul trecut în toamnă am postat un video, nu mai știu cum se numea, cred că suntem campion la procrastinare sau ceva de genul ăsta, când am plantat cei 4 trandafiri din spate de la pilonii terasei, după ce am ținut toată vara, efectiv eu am cumpărat în primăvară și am ținut toată vara pe gard, săracii de ei aproape că ori leșinat acolo de căldură, pentru că trebuia să facem sistemul ăla de prindere de la ei și am amânat toată vara treaba asta, am făcut-o în toamnă. Exact la fel s-a întâmplat și anul ăsta cu betonul. Dar mai bine mai târziu decât niciodată, așa că hai, dragă, bagă la lopată. Andrei, rămâne fără pantaloni. Decolteul instalatorului, nu? Da. Mă desfăracă munca. Da, da. Foarte bine. Așa și trebuie. Asta e ultima tură. Ultima roabă. Deci se noptează. Acolo, gata. Ha? Acolo nu mai pun. Nu mai pui aici? Nu. Mai are acolo, în zona de tuia, dar acolo cred că cu 4-5 roabe ai rezolvat, așa-i? Sper. Merită un tratament special. Da. În seara asta. Sunt sigur că te vei gândi la ceva. Da, auzi, vine CTC-ul. Unde ești? Da? Unde ești? Pe drum. Numai gura ți-o aud. Și-a strebele că te-ai surat. Da, ai văzut? Una. Unul stă și filmează și altul... Filmezi? Da. Altul îi face vlogul. Ce frumos. Frumos? Da. Bă, dar nu-i mai albastru, că s-a făcut gri. Da. Așa zici și tu, așa, să fii de treabă, că am zis că casa ta nu-i galbenă. Sunt drăguță. Da. Care dar este un gri spre albastru? Da. Dar cică de la soare... Nu e griul ăla, uite, ăla este gri, se filma ce înseamnă gri. Da, la vecinul. Da, ăla e gri, dar e un alt fel de gri. Eu cred că ăla e gri. Antracit? Da. Acum nu mai contează, oricum, în timp se mai decolorează de la soare. Ce bine arată brazii. Vrei să te ajut cu lopata aia? Ce să-mi băie cu ea în cap? Ce să-mi băie cu ea? Să punem băunt în roabă! Da, curând să puneți, că n-avem decât o lopată! Vrei da. Să mă îngrop sau? Vă arăt astăzi rezultatul final pentru că aseară până am terminat noi s-a noptat afară. Îmi place tare, tare mult cum arată. Arată mult mai curat și mai îngrijit toată zona asta. Mai trebuie să măturăm un pic și să tasăm pietrișul. Probabil mai trebuie să mai completăm, dar o să vedem cum arată după ce se așează. Dar poate cel mai tare mă bucur de faptul că am reușit în sfârșit să umplem jardinierele astea și asta înseamnă, desigur, că pot să merg la pepinieră să cumpăr plante. Doamne, azi ești tânăr, mâine te entuziasmează mersul la pepinieră. Viață! Astăzi, practic, am umblat toată ziua pe la pepiniere. Am fost la două pepiniere și la Garden Center și am luat toate florile din spatele meu. Vi le arăt imediat. Abia am așteptat să ajungă și Andrei. Practic, eu am făcut două drumuri, unul la prima pepinieră. Le-am adus acasă pentru că nu mă încăpeam în mașină mai multe. M-am dus la Garden Center, am luat tura a doua și între timp s-a dus și Andrei să ia cele două conifere, alea care sunt foarte mari. Haideți să întorc camera și să vă arăt ce am luat. Acestea sunt, până la urmă, plantele cu care am ajuns acasă. Am luat destul de multe soiuri. Unele dintre ele le cunosc, altele nu. Am luat vreo 5 festuca din astea pentru că ele rămân veșnic verzi, sau cel puțin așa mi-a zis doamna de la pepinieră. Și mi-a plăcut că au tenta asta ușor albăstruie și se potrivesc cu betonul care totuși de la o zi la alta este tot mai gri.
Am mai luat niște flori din astea de toamnă, cred că Erica Gracilis se numește asta. Da, mamă, nu vine să cred că am ținut minte de anul trecut. Avem și câteva crisanteme de diferite forme. Avem și un pimpitic. Asta nu știu cum se numește, arată ca lavanda sau ca lavandula mai exact, dar nu e, e altceva. Avem și o iarbă de pampas. Asta e o plantă asemănătoare cu berberisul. Avem și un berberis ca să aducem un pic de roșu în tot ansamblul ăsta. Însă cel mai încântată sunt cu siguranță de plantele mari. În primul rând avem treaba asta, Cotonaster Dameri, Juliet se numește. E un copăcel așa din ăsta pe picior, atât tare simpatic. Am mai luat un arizonica, avem unul în spate, în spatele șemineului, cel pe care l-a dărâmat furtuna asta vară. Și mai am un chiparos. Chiparosul ăsta, după cum bine puteți vedea, nu arată el prea fericit. Însă, un astfel de chiparos costă undeva 3-400 de lei. Și l-am găsit la o pepinieră, era ultimul. Și din cauza faptului că nu e foarte bine îngrijit, l-am luat cu 100 de lei, ceea ce a fost o foarte bună afacere, zic eu. Ready, babe? I'm never ready. Îmi plac papucii tăi de grădină. Da, sunt foarte sexy. It's fine. A problem. Așa era. Berberisul ăsta are țepi. Și Andrei se întreba cum poate să-l scoată fără să se înțepe. Cum am înțepat deja, uite. Îți dă sângele? Da. Păi, nu știu, ți-aduc mănușile de bucătărie? Și tot... Vezi că îl rupi așa, îl rupi. Da, nu. Trebuie să-l scot, să-l poți să prind de pământ. Păi da, aduc mănușile de bucătărie și eu îl țin și tu îl tragi.
Gata, am terminat. Arată foarte curat și se spală foarte, foarte fain vopseaua asta de beton. Nu mă așteptam să se curețe așa de ușor. Asta e tot pentru astăzi. Continuăm însă mâine. Acum am mai rămas să mă ocup de veranda asta, de la intrarea în casă. Și inițial eu mă gândeam sau aveam un plan să cumpăr altă mobilă pentru zona asta. Numai că avem setul ăsta pe care l-am luat second hand în urmă cu, cred că mai bine de 4 ani, cu foarte, foarte puțin bani, nu mai știu exact cât a fost, dar am dat foarte puțin pe el și l-am vopsit. El era gri, așa ca masa, și tot ruginit, după cum bine puteți vedea, nici masa nu arată prea grozav, dar l-am vopsit cu o vopsea, o să vă arăt, pentru că mai am de anul trecut sau acum 2 ani când l-am vopsit și rezistă foarte bine, se comportă minunat, se aplică direct peste rugină, deci nu trebuie curățat nimic și e super ok. Asta e tot ce a mai rămas din set, am mai avut 2 scaune, dar a reușit câinele să le distrugă. Pernele nu sunt pernele cu care a venit el inițial când l-am cumpărat, le-am cumpărat noi ulterior de la JISC. Sunt murdare, dar odată ce le voi spăla, cred că vor arăta foarte bine. Măsuța trebuie și ea vopsită, dar mai întâi o să debarasez totul și o să fac o curățenie strașnică aici. Morning.
Te-ai pus? La carteluță? Da! Ce fain e aici, ce-mi place! Bună dimineața! Bună dimineața! Ne-am trezit, ne-am făcut cafeaua și ne bem cafeaua pentru prima dată în fața casei. E un pic weird așa, nu? Da, să stai da, aici, cumva nu suntem obișnuiți. De obicei Andrei mai stă aici seara cu o bere, cu Snow. Astăzi Snow e... Îi dăm drumul? Îi dăm. Să vedeți și voi, să vedeți cine a fost responsabil de reamenajarea curții noastre da, din chiar, față. Ea a fost. Da, dacă nu făcea ea dezastru pe care l-a făcut, probabil că n-am fi făcut toată treaba asta. Dar da, acum stăm și ne bucurăm aici, o să încheiem vlogul ăsta aici. O să vă las la sfârșit câteva cadre așa cu close-up-uri. Între timp mi-am adus și foarfeca, pentru că nu știu dacă ați observat, dar cred că acolo sus, hopa, acolo sus se vede foarte bine. Am lăsat etichetele, da. Și asta e o chestie care o fac în mod deliberat, pentru că atunci când cumpăr tot felul de obiecte din astea decorative, asta se aplică chiar și la păturici, la, uite, inclusiv la, cum se cheamă chestia asta, că nu-mi vine acum. Decorațiune. Da, mă rog, orice fel de decorațiune din asta, în momentul în care o cumpăr și încerc să-i găsesc un loc în spațiu, îi las întotdeauna eticheta, pentru că în cazul în care nu mi se potrivește, să pot să-i fac retur. Așa că acum că le-am aranjat pe toate și sunt mulțumită de cum arată, poți să tai etichetele, pentru că cu siguranță vor rămâne aici. Cum vă spuneam, asta e tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut vlogul ăsta, nu uitați să dați un like, abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o încă și noi ne revedem în următorul. Până data viitoare, aveți grijă de voi, v-am pupat, zice, vă să zici? Mă duc să o chem și pe invitata noastră. Da, îi dăm drumul și ei, dar o să vă las cadrele la final. Vă pup, pa, pa! Bye, bye!